Sunt în legătură cu doamna dr. Florinela Stoianovici și vorbim despre medicina viitorului și despre perspectivele în medicină și încep cu întrebarea directă, care sunt perspectivele medicinei, cum să privim către viitor din această, din această perspectivă? Bună, Lis, bună tuturor, mulțumesc pentru invitație. Trebuie să știi că, noi, până să apară medicina holistică, pe care eu o recomand tuturor, perspectivele nu erau grozave, draga mea, pentru că să nu uităm că a trebuit să trecem prin pandemie ca să înțelegem ce înseamnă imunitate, a trebuit să ne, să ne regrupăm, toți medicii trebuie să punem umăr la umăr, să găsim o soluție pentru cancer, să găsim o soluție pentru bolile cronice pentru bolile autoimune. Să nu uităm că la ora asta majoritatea populației ia tratament în pungi de medicamente și destul de agresive și multe preparate sintetice. Deci, cu alte cuvinte, era nevoie de o transformare radicală în medicină, era nevoie de un suflu nou și acest suflu nou a fost adus de medicina holistică. Cu alte cuvinte, după apariția medicinii holistice, eu practicând de 15 ani medicina holistică, cred că se iveți așa, se ivește o răsărit de soare în medicină și cred că perspectivele vor fi bune. Vor fi bune și au o componentă spirituală. Tot ceea ce se întâmplă în medicina holistică este, de fapt, medicina spirituală. Această, această componentă a spiritualității, ce aduce în plus în medicină? Aduce vindecarea. <laughs> pentru că, într-adevăr, medicina lopată nu includea această componentă spirituală, nici nu se vorbea despre suflet, medicii nu erau pregătiți să le vorbească din punctul acesta de vedere, să facă o abordare sufletească pacientului, ceea ce presupunea, în primul rând, o evoluție a medicului. Medicul trebuie să se dezvolte în spirit, trebuie să se dezvolte în conștiință, trebuie să înceapă să știe să investigeze această, această parte în timpul unei consultații și noi știm că toți medicii sunt foarte inteligenți, facultatea de medicină e facultate grea, deci nu vorbim aici de inteligență și de știință, pentru că asta am avut, medicina alopată a avut cu prisosință această abordare și rezultate în direcția asta, pentru că, într-adevăr, dorința a fost mare de vindecare, dar rezultatele au fost neîncăpătoare. Și atunci e foarte important să înțelegem că ce a adus, diferența a făcut-o tocmai această abordare um, spirituală, la această abordare în 5D, în 4D, în 5D, ținând cont de componenta aceasta a corpului de conștiință și de componenta sufletească. Eu consider, Alis, Că această abordare este abordare firească, pentru că noi suntem suflete întrupate, deci nu putem vorbi de o medicină a viitorului dacă nu includem această componentă sufletească. Și uite că medicina holistică a găsit o modalitate, până la urmă dacă a vrut a găsi și aparatură de fizică cuantică, s-au găsit și medici care au făcut saltul și s-au dezvoltat în conștiință, până la urmă și pacienții au început să apară metode naturale, imunitate naturale, deci toate lucrurile s-au adunat, draga mea, într-un într buchet numit dorința vindecării, într-un buchet să zicem divin până la urmă, pentru că Dumnezeu gestionează această atitudine și să nu uităm că Dumnezeu nu avea cum să ne lase, draga mea, pentru că noi suntem esențe divine și vindecarea este de natură dumnezeiască. Toți știm că nu medicul vindecă, nu terapeutul vindecă, ci Dumnezeu vindecă prin noi și atunci era normală această componentă. Mai mai degrabă perspectiva veche era ciuntită. Deci era clar că nu ducea la vindecare. Eu acum să știi că sunt bucuroasă. După 15 ani de medicină holistică care se extinde și se extinde și se extinde, sunt atât de împlinită și mă simt foarte bine că într-adevăr am prins acest tren. M-am suit în trenul potrivit. <laughs> Este cu siguranță trenul potrivit, mai ales pentru noi, pacienții, cei care beneficiem de aceste rezultate, care sunt cu totul și cu totul altele decât le obțineam până acum. Care este esența rezultatelor din medicina holistică? Este foarte important că medicina holistică pleacă de la cauză. Uh, lucru care lipsea în medicina robată este că trata simptomatic și nu se ducea în cauză. E foarte interesant pentru că am foarte mulți pacienți care se investigează și uh, mi-apar sau vin uh, și le investighez și uh, le diagnostichez cu foarte multe boli deodată. 3-4-5 boli și o multitudine de simptome. Și este foarte, uh, cum să zic, este foarte deprimant ca cineva și pentru pacient și pentru medicină adică să aibă 5-6 boli odată. Dar este foarte interesant în medicina holistică, vreau să spun că dacă faci o asociere între aceste boli, observ că au ceva comun. Și acel comun este de fapt cauza bolii. Dacă te duci, dacă de exemplu, cauza bolii este o problemă la nivelul ficatului datorită unui tipar mental eronat, adică unei gândiri greșite a pacientului, care, fără să vrea emoțional, prin energie, prin energie negativă, agresează un organ și acela se îmbolnăvește, acel organ, odată bolnav, poate declanșa, printr-o printr conexiune a lui cu alte organe, încă 5-6 boli. E foarte interesant că dacă un pacient vine cu 5-6 boli și cauza e ficatul, tratând ficatul, se vindecă, draga mea, toate 5 bolile odată. Asta este interesant, asta face medicina holistică. Știi, e ca în bancul ăla, știi, șapte dintr-o lovitură. <laughs> e foarte interesant, este atât de fascinant cum să poți să vindeci Șapte boli odată, dacă tu știi să pui, ca într-un puzzle este, draga mea, dacă tu știi să pui punctul acolo și știi de unde a plecat și îți dai seama, dar vreau să spun că e atât de frumos, și atât de extraordinar este pentru un medic când face conexiunile acestea, eu ajung să fiu sigură 100% că pot să vinde pacientul, pentru că în capul meu este o potrivire a tuturor lucrurilor într-un mod perfect.